seara aceasta avem una dintre cele mai importante învățături din Sfânta Scriptură și din mărturisirea pe care o studiem în serile de miercuri și ne aplăcăm asupra acestui articol de credință numit Iisus Hristos Mijlocitorul. Așadar, în centrul studiului nostru din această seară, ca și întotdeauna, este persoana Domnului Isus Hristos și motivul pentru care el a trebuit să se întrupeze ca să săvârșească lucrarea mântuirii și să fie mijlocitorul nostru. Acest articol în mărturisire are 10 subpuncte și vom încerca să ne uităm, să survolăm pe deasupra lor ca să ne formăm o imagine de ansamblu asupra lucrării de mijlocitor a Domnului Isus Hristos. În primul subpunct, ne se spune cum a fost inițiată lucrarea mântuirii A fost plăcut lui Dumnezeu în scopul lui veșnic Să-l aleagă și să-l trimită pe Domnul Isus Hristos Singurul său fiu În acord cu legământul dintre ei doi da? Ni se stabilește Și ni se spune foarte clar Bazele trimiterei Domnului Isus Hristos De ce a venit Domnul Iisus Hristos da? Nu a fost un plan pe care Dumnezeu l-a făcut ulterior Dumnezeu nu a fost uh, uh, Uimit De căderea lui Adam și căderea Evei Uh, nu a fost un plan B, a fost un plan din eternitate făcut de Dumnezeu ca Domnul Isus Hristos, singurul lui Fiu, să vină și să fie Și această lucrare de mijlocire s-a făcut în baza unui legământ dintre ei doi. Și veți vedea că acest concept, de fapt, cred că sesiunea antecedentă a subliniat din nou uh, importanța conceptului de legământ. Da? Dumnezeu nu lucrează pur și simplu. Ți îți fac lucrul ăsta, uite, îți dau cu binecuvântare și așa mai departe. Dumnezeu lucrează prin legăminte. Legămintele întăresc sau revelează mai degrabă trăinicia planului de Dumnezeu. Deci Dumnezeu are un plan veșnic. Dar cum se revelează acest plan? Prin niște legăminte, da? De aceea sunt scriptură, dar ai putea să o schițezi prin niște legăminte foarte importante. Bun, deci baza trimiterii Domnului nostru Isus Hristos a fost un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut între El și Fiul Lui. Dar Nu un legământ pe care l-a făcut noi, ci între el și fiul lui. Evident, deodată ce noi în veșnicie nici măcar nu existam, da? Dumnezeu chiar întreabă la un moment dat în Isaia, eronic, a fost vreunul la sfaturile mele, am cerut ceva? vreo idee, a fost Dumnezeu în lipsă de desfăituitor și a apelat la noi, nici vorbă. Bun. După ce se afirmă bazele trimiterii Domnului Isus Hristos, care este legământul veșnic, făcut între Tatăl și Fiul, se afirmă funcțiile la care Domnul Isus Hristos a fost predestinat. Da? zice, în acord cu legământul dintre ei doi, a fost ales să fie mijlocitorul între Dumnezeu și om, să fie profet, preot și împărat, să fie capul și mântuitorul bisericii sale, moștenitorul tuturor lucrurilor și judecătorul lumii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Tatăl a făcut un acord, un legământ cu Fiul Său, așa încât toate lucrurile, toată istoria răscumpărării să graviteze în jurul Fiului Său Iisus Hristos. Da? Dumnezeu a hotărât lucrul ăsta. Într-un fel este o progresie aici. El să fie mijlocitor între Dumnezeu și om. Ce rezultă din acest lucru? Rezultă că El e profet, preot și împărat pentru noi. El se formează biserica la cărui cap și mântuitor este. Este moștenitorul tuturor lucrurilor la finalul vremii și judecătorul lumii. Da? Dumnezeu a hotărât ca să concentreze în persoana Domnului Isus Hristos cele mai, nu cele mai, toate funcțiile importante. Da? Toate le-a dat Domnului Isus Hristos ca rezultat a ceea ce a ales, da? Observați progresia. La ales din veșnicie, printr-un legământ, să fie toate funcțiile astea pe care le-am menționat și rezultatul acestor lucruri este următorul. Ascultați. Din veșnicie, sunt două faze descrise aici. Din veșnicie, el a dat Domnului Isus Hristos un popor care să fie sămânța lui. Asta este motivul principal pentru care eu cred în ispășirea particulară sau limitată. Asta este motivul principal. Domnul Isus vorbește deseori în limbajul ăsta în Ioan. Uh, există un psalm în care vorbește, de, în care tatăl îi promite fiului că îi dă națiunile ca stăpânire, ca moștenire, pe neamurile va zdrobi cu un toiac de fier și așa mai departe. Isaia 53 va vedea o sămânță de urmaș, se va bucura de ea, rodul muncii sufletului său. Deci Sfânta Scriptură vorbește despre o particularitate a ispășirii Domnului Iisus Hristos. Adică el s-a dus cu o țintă, cu un plan în spate, da? A avut o intenție a ispășirii. Mai degrabă, ispășirea particulară ai putea să o numești ispășirea intenționată. Deci Domnul Iisus Hristos, hai două, să le împărțim, două variante. Domnul Iisus se duce și moare și spune, oricine, cine o fie care vor să creadă, bine, se ancorează, da? să ne imaginăm așa, jerfa Domnului Iisus undeva, toată umanitatea jos. Se face o chemare de sus, prin slujitori, veni și luați. Cine vrea să ia? Și cine vine și să înțeapă de acolo și și ia har, mântuire, jerfa așa mai departe, îi mântui. Cine? Nu, nu. Și a doua variantă este că Domnul Iisus Hristos în momentul în care a cumpărat mântuirea, el a avea în mintea lui în mod particular niște persoane individuale. Chiar dacă noi ne gândim la poate sute de miliarde de oameni, nu știm câți vor fi acolo. El a știut în mod particular pe fiecare și în mod intenționat a plătit pentru ei. Da? Asta spune, spune mărturisia. Din veșnicie El i-a dat, Dumnezeu Tatăl i-a dat Domnului Iisus Hristos un popor care să fie sămânța lui. Așadar, argumentul pentru ispășirea particulară nu este că Domnul Isus stădea pe cruce și zice nu mai vreau să mor pentru toți oamenii, vreau să mor numai pentru câțiva. Nu despre asta e vorba, ci că din veșnicie i-au făcut un plan. Tatăl nu i-a spus fiului, du-te și mor pentru oameni pentru care tu știi că nu vei putea să faci absolut nimic decât să faci o jertfă care nu va avea eficiență în viața lor. Nu a făcut un plan și pe baza acestui plan a murit Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, când era la, la cruce, Isus știa pentru cine moare. Da? Practic, pune numele tău. El a murit în mod intenționat, plănuit pentru mine. Pune în numele tău acolo. Asta spune mărturisirea aici. El i-a dat Domnului Isus Hristos un popor, un dar, care să fie sămânța lui, urmașii lui, da? La timpul covenit, dar asta s-a întâmplat în veșnicie. Aceștia au fost, ascultați, răscumpărați, chemați, justificați, sfințiți și glorificați prin el. ce e asta? O mântuire completă. Pornește de la răscumpărare, chemare, justificare, sfințire, după ju sfințire ce vine? Glorificarea. Cu alte cuvinte o luăm din nou. Din veșnicie Dumnezeu Tatăl a făcut un plan ca Domnul Isus, la vremea cuvenită să moară și prin moartea Lui El să mântuiască în mod precis, deplin, total, de săvârșit niște oameni. Deci nu există în, în, conceptul, în conceptul acestei mărturii și, și Biblii, cum înțelegem lucrurile, Ideea ca Domnul Iisus Hristos să fi murit pentru tine, să aplice jertfa lui în viața ta pentru că te-a chemat la el, tu ai crezut în el, dar pe parcurs ai numai răscumpărarea, nu ai sfințirea. Sau ai răscumpărarea, ai sfințirea sau cum se spune foarte des, ai toată sfințirea până în momentul, până în ziua morții tale, că dacă ai spus o minciună în ziua morții tale și n-ai apucat să o mărturisești, toată jertfa Domnului Iisus Hristos de peste viața ta nu are niciun fel de eficiență. Te duci în Asta e teologia populară, da? Deci Domnul Iisus și -a aplică ție ispășirea. Dacă azi ar fi să mori și înainte să mori cu 5 minute, tu ai fost sfânt, ți-ai mărturisit toată păcată, atunci ai făcut tu păcat, ai fost lovit de mașină și ai murit, te cineat. Dar tu ai fost răscumpărat de Domnul Iisus, ai fost chemat de El, justificat de El, împăcat cu El, da? născut din nou, ai avut Duhul Sfânt, ai fost pe cetul ei cu Duhul Sfânt, ai avut până în secunda aceea siguranța veșnică, veșnică veți în ce? Da? Este o operație. este o operație. Jerfa Domnului Iisus Hristos este o jerfă nu doar intenționată, are în spatele ei, dar e programată să îndeplinească planul Tatălui, ci Jerfa Domnului Iisus Hristos să aplică total ceea ce a fost intenționat în ea. Dacă El a intenționat prin jerfa Lui să ne dea toată mântuirea, nu de pe toată. Chiar dacă ea se aplică pe faze, nu dă pe toată. Asta spune uh, articolul acesta, în primul subpunct. Bun. Al doilea subpunct. Ne arată intrarea Domnului Isus în lume, da? Primul subpunct, într-un fel, ne prezintă planul pe care l-a făcut Dumnezeu de veșnicie. Aici, în subpunctul al doilea, ni se arată cum s-au întâmplat lucrurile la propriu. Ne spune cine s-a întâmplat. Au fost o grămadă de erezii în biserică în, biserică, în secolul 2-3 cu privire la persoana Domnului Isus Hristos. De aceea sunt niște distinții foarte importante, niște nuanțe foarte importante de observat. Deci, așa, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană, în Sfânta Treime. Deci tatăl nu a murit pe cruce. Mulți întreabă, dacă n-a murit Dumnezeu pe cruce, unde era Dumnezeu? E n-a murit Dumnezeu Sfânta Treime pe cruce. Da? A murit Dumnezeu Fiul întrupat. Nici, nici, nici măcar nu-i corect să spui Dumnezeu Fiul a murit pe cruce. Nu, a murit Dumnezeu Fiul întrupat. El nu putea muri dacă nu era întrupat, da? Deci distincțiile sunt necesare. Distințiile sunt foarte importante. Deci Fiul lui Dumnezeu a doua persoană în Sfânta Treime, este Dumnezeu cel adevărat și veșnic. Asta este o mărturisire foarte clară de credință. Cine este Domnul Isus? El este strălucirea gloriei Tatălui, da? Este singurul care arată slava Tatălui într-un mod desăvârșit. N-a mai fost nimeni ca El. Fiind de aceeași substanță, asta e important de înțeles, de aceeași substanță, adică cei Dumnezeu natural asta înseamnă substanță, cei Dumnezeu naturalului. Și egal cu cel care a creat lumea, care susține și conduce toate lucrurile pe care le-a creat. Deci în momentul în care înțelegi persoana Domnului Isus Hristos, cine este El în Sfânta Treimea, abia atunci poți să apreciezi corect lucrarea răscumpărării. Dacă murea un heruvim, dacă murea un arhanghel, dacă murea un om perfect, lucrurile, da, e într-adevăr o lucrare extraordinară. Dacă înțelegi că persoana Domnului Isus Hristos a fost Dumnezeu adevărat și veșnic, strălucirea gloriei Tatălui de aceeași substanță egal cu cel care a creat lumea care susține și conduce toate lucrurile pe care le-a creat. Și poate vă întrebați, domnule, da, Biblia face chiar afirmații atât de clare despre Domnul Iisus Hristos că El era Dumnezeu care a creat lumea, care susține lumea. Da, citiți Colosei în capitolul 1, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, nu? Toate lucrurile s-au făcut din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Da, Roman spune lucrul acesta... Evanghelia după Ioan, capitolul 1, foarte interesant. Zice, toate lucrurile au fost făcute prin el. Nimic din a fost făcut n-a fost făcut fără el. În el era viața și viața era lumina oamenilor, da? Și a venit în lume la 6 și Aisei? Fantastic! Cum? El ține tot universul în mâinile lui. L-a făcut pentru el universul. I-a creat pe oameni pentru el. Da? El e alfa și omega. El e totul. Și vine alfa și omega. Creatorul universului. Între oameni și umblă între oameni. Și ei? Nu, l-au primit. Da? Ioan, în, prima lui, în primul lui capitol, arată această, această mare confruntare dintre Dumnezeu creator cu creația lui, răzvrătită, rebelă. La împlinirea vremii, spune mărturisirea, el a luat asupra lui natura umană cu toate caracteristicile și infirmitățile obișnuite acestea, adică tot ce ține de a fi om pe pământ. Iisus a plâns, s-a întristat, Isus a dormit. Uh, nu vreau să fiu uh, lipsit de uh, gentilețe în felul în care vorbesc despre Domnul Iisus Hristos, dar El a fost mic, El a stat la sânul mamei Lui, El a fost spălat de mama Lui, înțelegeți? El era Dumnezeu întrupat, înțelegeți dimensiunea lucrurilor. El s-a pus în, în, în niște situații și într-o viață care nu aparține de fel Dumnezeirii. El a intrat în lumea aceasta, da? Când te întrebi vreodată, de ce e important să înțelegi că Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat? Când te întrebi vreodată, oare știe Dumnezeu ce, cum îi să treci prin, da, știe. Da, știe. Da, știe. Și nu avea nici mașini, nici cont în bancă, nici hainele noastre, nici apa noastră curată și alte lucruri. Da. Însă spune fără păcat. Deci a luat totul fără păcat. De exemplu, adventismul spune că Domnul Isus Hristos a preluat și natura păcătoasă, dar n-a făcut niciun păcat. Însă Biblia niciunde nu spune lucrul ăsta, absolut niciunde. Și vom vedea de ce lucrurile nu sunt așa, pentru că mărturisirea continuă și spune, bazat pe Matei, capitolul 1, de exemplu, el a fost conceput de către Duhul Sfânt în pântecele Fecioarei Maria, Duhul Sfânt s-a pogorât asupra ei și puterea celui prea înalt a umbrit-o. Luca asta, da? Astfel că el a fost conceput în pântecele unei femei din seminția lui Iuda, fiind descendent al lui Avram și David de plin acord cu Sfânta Scriptură. De ce e important asta? Pe cum să facă Iisus Hristos ispășire pentru păcatele unor păcătoși dacă el însuși avea păcat care trebuia ispășit. Înțelegeți? Și atunci Domnul Iisus Hristos nu putea Fiul lui Dumnezeu să se nască dintre un bărbat și o femeie. Da? Dumnezeirea nu putea să fie adusă decât de Dumnezeire în pântecele unei femeie, nu de un bărbat. Acesta este motivul pentru care a fost necesar ca el să fie zămisit de la Duhul Sfânt, Duhul Sfânt fiind și el Dumnezeu, da? fiind a treia persoană din Dumnezeire. Da? Duhul Sfânt peste Maria l-a conceput, l-a zămisli pe Domnul nostru Iisus Hristos da? în această femeie. De aceea Domnul Iisus Hristos n-a moștenit păcatul. Pentru că s-a născut ca urmare a zămislirii făcute de Duhul Sfânt peste Fecioara Maria. De asta este important și de asta Iisus n-a avut o natură păcătoasă. De asta n-a avut o natură păcătoasă. Catolicismul a mers mult mai departe în ideea asta și a spus, ok, da, stai, nu-i suficient. Am înțeles că n-a fost un bărbat, a fost Duhul Sfânt care a zămislit, dar ca să nu aibă natură păcătoasă, Domnul Iisus trebuia și mama lui să fie fără păcat. Că altfel sigur s-o transmis dacă s-o născut din ea. Asta este o doctrină despre care Biblia nu spune absolut nimic. Da? Despre faptul că Maria s-a născut fără păcat o strămoșesc. Biblia nu spune așa ceva. Și altfel ai o chestiune pe care și ortodoxia o recunoaște foarte clar. Ai două persoane fără păcat. Fără păcatul strămoșesc, pe Maria și pe Domnul Isus Hristos. Ceea ce Biblia nu îmi spune așa ceva, da? Astfel, cele două naturi, i-ascultați, ia cele două naturi depline, perfecte, distincte, cuvinte alese cu foarte mare grijă. Deci, în primele secole, erai considerat eretic dacă nu știai să nu bine niște cuvinte foarte importante. S-au alăturat în mod inseparabil într-o singură persoană. Ele sunt cele două naturi inseparabile dar ele sunt alăturate. Deci nu s-au amestecate, s, s alăturate. Ele sunt inseparabile acum într-o singură persoană, dar s-au alăturate. Nu au devenit una, da? Fără a implica, ascultați, amestecarea, conversia sau confuzia între cele două naturi. Iisus este Dumnezeu, Iisus este om. Este deplin om, este de plin Dumnezeu, da? Această persoană este astfel Dumnezeul cel adevărat și un om cu adevărat. Și totuși este singurul Hristos, singurul mijlocitor între Dumnezeu și om. Bun. De ce era necesar să întâmple lucru ăsta? De ce era necesar ca Domnul Isus Hristos să fie deplin om sau om cu adevărat și Dumnezeu cu adevărat? Pe păi articolul vorbește despre Isus ca mijlocitor. Cum putea el să mă mijlocească pe mine, să mă reprezinte pe mine, da? Să mă ducă într-un fel înaintea lui Dumnezeu dar știind în totalitate ce înseamnă să fii om, și reprezentând un om dacă el nu era om. Cum putea el să moară ca om dacă el nu era om? El trebuia să fie om, de plin om, total om, da? Om cu adevărat. De asemenea, cum putea Domnul Isus Hristos să stea înaintea lui Dumnezeu și să-l reprezinte, să reprezinte pe Dumnezeu în față de noi, da? Dar să-l reprezinte de plin pe Dumnezeu. Că dacă reprezintă de plin pe om, trebuie să reprezinte de plin și pe Dumnezeu. Astfel că ca cineva să reprezinte de plin pe Dumnezeu, trebuie să fie Dumnezeu. Că nu există nimeni decât Dumnezeu care să poată reprezenta pe sine. De aceea Domnul Iisus Hristos este om cu adevărat și Dumnezeu cu adevărat. Are două naturi alăturate în mod inseparabil într-o singură persoană, ca el să facă lucrarea ispășirii. De aceea Pavel spune, Dumnezeu era în Hristos, care este un om, Hristos, da, împăcând lumea cu sine. Deci este Dumnezeu om care împacă lumea în sine, da, în sine. Bun. Apoi a, se continuă articolul acesta sub punctul 3 cu pregătirea Domnului Isus pentru această lucrare. Ia zis ce spune. Domnul Isus Hristos, având natura sa umană, unită cu cea divină în persoana Fiului, a fost sfințit și uns cu Duhul Sfânt fără limite. Știți că spune Ioan că lui se dă Duhul fără măsură. Nu există nicio persoană în care să-i se poată. Dumnezeu nici dacă ar vrea, n-ar putea să dea unei persoane Duhul fără măsură. Pentru că ar însemna să-i dea Dumnezeirea fără măsură. Ceea ce nu se poate. Da? Isus a fost uns într-un mod special. I s-a dat fără limite. Astfel că în el se găsesc toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Da? Asta e un citat din ce spune Pavel. Da? Noi avem, voi aveți totul deplin în el. În el se află toate, înțelepciunile, toată, toate, comorile înțelepciunii și cunoașterii. El trebuie să fie infinit ca să poată conține toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Nu? Un om nu poate să aibă toate comorile înțelepciunii și ale cunoașterii. Dumnezeu nu mai poate crea pe cineva cu o minte infinită. Deci Dumnezeu spune, uite, creezi pe cineva care nu-i Dumnezeu, dar să fie infinit. Nu are cum. Nu are cum. Dumnezeu nu mai poate să creeze pe cineva ca sine. De aceea Hristos nu este creat de Dumnezeu, da? Fiul lui Dumnezeu. Nu este creat de Dumnezeu din veșnicie. Ne referim la Fiul lui Dumnezeu înainte de întrupare. El nu e creat de Dumnezeu, cum se spune de fapt între martorii lui Iehova, nu? A fost plăcut Tatălui ca toată plinătatea să locuiască în el. Astfel ca, fiind sfânt, fără cusur, nepătat și plin de har și adevăr. De ce este așa? Pentru că toată plinătatea Dumnezeirii locuiește în el. El să fie echipat în mod perfect pentru a face slujba de milocitor și garant. Acum Domnul Iisus trebuia să fie om, ca să plătească pentru oameni și trebuia să fie Dumnezeu Pentru că jerfa pe care trebuia să ducă Trebuia să fie întâi reprezentantă, înainte, reprezentată față de Dumnezeu Și doi, trebuia să fie infinită în valoarea ei Atâta de grosolan și de uh, dezastruos este păcatul nostru Ne face vinovați în mod infinit înaintea lui Dumnezeu Dacă ar exista așa ceva, ca după moartea ta să fii regenerat Și să fii într -un pus, pus într-un loc ca purgatoriu În care să-ți spășești păcatul, dacă ar exista un asemenea N-ai spăși niciodată pentru că păcatul tot te face vinovat în mod infinit înaintea lui Dumnezeu. De aceea trebuia să fie cineva care să poată plăti această vină infinită. Infinită. Aici înțelegem nu doar gravitatea păcatului nostru, dimensiunea, infinitatea vinovăției păcatului nostru, ci și uh, infinitatea lucrării Domnului Isus Hristos. El nu a luat singur această slujbă, să ne spune foarte evrei, foarte clar, a trecut prin pasajul acela, ce a fost chemat la ea de către tatăl lui, care de altfel a pus toată puterea și judecata în mâinile fiului și a poruncit să să vrășească această slujbă. Se continuă articolul cu sub punctul 4, unde spune Domnul Iisus Hristos a împlinit această slujbă în întregime și de bunăvoie, da? Voluntar. El nu a fost o victimă a Tatălui. Tatăl nu și-a omorât fiul, cum se spune, Tatăl și-a omorât fiul. El n-a avut ce să facă, da? Zice deci, că a îndeplinit această uh, slujbă în întregime și de bunăvoie. Acesta e limbajul ăsta e foarte important pentru că respinge toate formulările astea care vorbesc despre jefa Domnului potențial. El, 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 el a murit potențial pentru toți. Știi, dacă toți ar veni, el a murit pentru ei. Biblia nu vorbește așa. El a murit sau n-a murit pentru ei? Asta e întrebarea. A plătit sau n-a plătit pentru păcat? A ispășit mânii lui Dumnezeu sau n-a ispășit-o? Păi da, dacă ei vin, ar fi ispășită toată, dar într-un fel e ispășită, dar nu e chiar ispășită. Îi da orba, da? Și spune că a îndeplinit, a făcut deplin această lucrare. Pentru aceasta este s-a născut sub lege și a împlinit tot în mod perfect. Asta este o parte din lucrarea Domnului Isus Hristos. Noi vorbim foarte mult despre ce jertfa Domnului Isus Hristos. Dar să nu uităm că Domnul Isus Hristos, într-un mod activ, ne-a reprezentat ca om pe pământ în trăirea Lui. Eu am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc într-un fel noi. Noi am fost reprezentați de Domnul Isus nu doar la cruce, ci când El a umblat pe pământ. Noi trebuie să fim înainte lui Dumnezeu ca oameni care am primit desăvârșit legea. Și prin Isus am primit-o desăvârșit. Deci nouă ni se aplică într-un fel și viața Domnului Isus Hristos, nu doar moartea ispășitoare a Domnului Isus Hristos, da? Noi fiind în El, am umblat în El și am împlinit prin Domnul Isus Hristos legea în mod perfect. De asta Isus a trebuit să se nască sub lege și a trebuit să împlinească legea în mod perfect. Da, Domnul Isus n-a călcat legea. Domnul Isus n-a călcat legea. Domnul Isus a împlinit legea. De asemenea, el a luat asupra lui, ia ascultați, pedeapsa pe care noi ar fi trebuit să o primim și să o suferim. Pedeapsa care este cerută de lege. Înțelegeți dilema? Iisus trăiește în mod perfect, împlinește legea și apoi se duce la moarte și suportă pedeapsa pentru toate călcările noastre de lege. Da? Este acea dublă imputare. Viața lui ni se dă nouă, păcatele noastre se pun asupra Domnului Iisus Hristos. El a fost făcut păcat. Și a fost blestemat în locul nostru. Asta e Galateni și apoi 2 Corinteni, capitolul 5. Unde spune că el a fost făcut blestem pentru noi și l-a fost făcut păcat pentru noi. Nu că, practic, Isus s-a transformat în păcat sau în blestem. Ci a fost pus blestemul, legea asupra lui, datorită păcatelor noastre. Da, Dumnezeu l-a considerat, l-a socotit pe Isus. L-a socotit, nu l-a făcut păcătos pe Isus. L-a socotit pe Isus păcat în locul nostru. Da, A suferit întristare extremă în agonia sufletului său și suferința cea mai dureroasă în trupul său. De ce? vedeți dumneavoastră, noi nu putem să-L plângem pe Domnul Iisus Hristos sau să ne fie milă de Domnul Iisus Hristos, la fel cum să milă de un om care e bătut sau chinuit sau obișnuit în lumea asta. Săracul Domnul Isus ce a suferit la cruce. A suferit, noi nu, suferințele fizice ale Domnului Iisus Hristos nu trebuie, trebuie apreciate la adevărata lor valoare, dar ele au valoare pentru că au fost suferințele Fiului Lui Dumnezeu. Nu pentru că au fost doar suferințele unui om. Deci niciun om care a murit vreodată pe cruce n-a suferit. Nici spiritual și nici fizica Domnului Iisus Hristos Pentru că în Domnul Iisus Hristos suferința fizică și spirituală au fost îmbinate așa că Mintea noastră nu poate să conceapă ce a simțit Dumnezeu când Dumnezeu Fiul când întrupat a murit la cruce de la Golgota Nu ai cum să procesezi așa ceva Tu nu ai cum să procesezi ce a însemnat pentru Fiul lui Dumnezeu Dumnezeu întrupat să fie biciuit N-ai cum să înțelegi Cum să fie creatorul Universului întrupat biciuit Scuipat, bagiocorât, ocărât Mintea ta n-are cum să înțeleagă așa ceva, da? Deci lucrarea ispășirii este ceva ce depășește din orice punct de vedere mintea noastră. Deci, da, dar au fost mulți oameni care au fost crucificați. Da, Poate au fost mulți oameni care au murit în chinuri fizice, din punct de vedere fizic, mai mari decât ale Domnului Isus, dar pentru că el a avut chinurile psihice, emoționale, spirituale, de o intensitate infinită, nimeni nu a simțit ce a simțit Domnul Isus Cristos. Da? Cuplat suferința spirituală cu suferința sa fizică. El a fost apoi crucificat, vedeți, se merge progresiv, descrie uh, lucrarea Domnului Isus Hristos. A fost sub lege, a luat pedeapsa asupra noastră, a fost blestemat în locul nostru, a, sufer a suferit în întristare în agonia sufletului său, suferința, a fost crucificat, a murit și a rămas în starea morții pentru un timp, dar totuși trupul său nu a fost supus putrezirii sau degradării. Foarte important asta. Petru citează la cinzecime, nu? Un psalm în care David spune, nu vei lăsa ca sfântul tău să vadă putrezirea. Păi el spune, dacă ne gândim la David, noi știm că David a văzut putrezirea, da? Dar ăștia nu credeau moaște pe vremea aia care nu putrezesc. David vorbea despre Domnul Isus Hristos, despre Domnul Isus Hristos pe care Dumnezeu nu l-a lăsat să se degradeze pentru că a fost Fiul lui Dumnezeu. În a treia zi de la moartea sa, el a înviat dintre cei morți în același trup pe care l-a avut când a suferit. Trup cu care a și fost înălțat la cer. Este o altă taină care îți îngheață mintea că Fiul lui Dumnezeu, Fiul etern al Tatălui, va avea totdeauna trup proslăvit pentru eternitate. Da? Adică dacă El ne-a reprezentat pe pământ, vom fi totdeauna reprezentați de Fiul lui Dumnezeu în împărăția lui Dumnezeu. El care este fiul etern al Tatălui, care Dumnezeu este Duh. Da? El și-a asumat și -a trup și s-a înălțat cu trupul acesta. Un stă la dreapta Tatălui său, da? în trup, pentru a mijloci pentru poporul său. Da? Face lucrarea aceasta în toată perioada aceasta, până la sfârșitul lumii, când el se va întoarce pentru a judeca toți oamenii și îngerii. Da? Aici ne este prezentată la propriu toată lucrarea răscumpărării. Apoi, uh... Sub punctul 5, trece și discută despre uh, aplicarea acestei răscumpărări. Ia uziți ce spune. Domnul Iisus Hristos a împlinit în totalitate dreptatea lui Dumnezeu. Cum? În două feluri. Prin ascultarea sa perfectă de Tatăl, la dreptatea lui Dumnezeu a cerut primului Adam să respecte toate poruncile lui Dumnezeu. Adam a falimentat. A venit Domnul Iisus Hristos, este ispitit ca primul Adam. Dar asta este supus tuturor vitregiilor acestei veci, acestei vieți, da? În viața sa pământească, cum Adam n-a fost în starea lui perfectă, ispitit la toate lucrurile acestea și supus la toate intimperiile vieții și circunstanțele nefavorabile ale vieții. Deci el a împlinit în totalitate dreptatea lui Dumnezeu, umblând pe pământul acesta prin ascultarea sa perfectă de Tatăl și prin sacrificiul unic. Da? Deci el s-a supus același lucru, s-a supus legii lui Dumnezeu și asta a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu. Problema a rămâne cu cantitatea infinită de vinovăție a păcatului nostru care trebuia plătită. Așa că el a satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și la crucea de la Golgota. Dreptatea lui Dumnezeu cerea să fim omorâți. Și el a fost omorât în locul nostru. Prin sacrificiul lui unic și pentru totdeauna pe care l-a oferit lui Dumnezeu prin Duhul său cel veșnic, prin Duhul Sfânt cel veșnic. Asta este descris în Evrei, capitolul 9, dacă nu mă înșel. Este o lucrare a Sfântei Treimi. Fiul, prin Duhul Sfânt, să aduce Tatălui. Jertfă, da? Astfel el a realizat reconcilierea și împăcarea și a cumpărat cu propriul său sacrificiu o moștenire veșnică în împărăția cerurilor pentru toți aceia pe care tatăl i-a dat lui. Ascultați bine cum formulează lucrurile, da? Este aici a făcut o legătură foarte clară între răscumpărare și moștenire, da? Auziți, el a realizat împăcarea sau reconcilierea, a realizat lucrul ăsta împăcarea, și a cumpărat cu propriul sacrificiu o moștenire veșnică. Deci toată mântuirea, el a cumpărat o mântuire completă, da? Nu doar împăcarea noastră cu Tatăl, ci și cetățenia noastră în împărăția celor unde vom avea o moștenire veșnică. Și a făcut lucrul acesta pentru toți aceia pe care Tatăl i-a dat. Din nou se subliniază aspectul particular al ispășirii sale. Sub punctul 6 vorbește despre felul în care au fost mântuiți oamenii în Vechiul Testament prin aceeași lucrare de ispășire. Cu toate că prețul răscumpărării păcătoșilor nu a fost plătit de Domnul Hristos decât după întruparea Lui, evident cine să-l plătească afară de el, totuși valoarea, eficiența și beneficiile acestuia au fost comunicate celor aleși din toate timpurile de la începuturile lumii. Adică dacă a fost mântuit vreodată vreun om pe planeta Pământ, a fost mântuit în baza jerfei, în temeiul jerfei Domnului Isus Hristos. Eu, când eram uh, mai nepregătit. Uh, Așa am crescut, nu știu de unde am colectat ideea asta, că în trecut oamenii erau mântuiți prin lege. Dar Erau mântuiți prin credință, că în Dumnezeu, dar trebuia să ții legea, că ar fi Dumnezeu nu te mântuia. Da? Până înțelegi că din grădina Edenului, da? Dumnezeu prezintă foarte clar încă în paradis, da? în paradisul unde oamenii au căzut în păcat. Prezintă foarte clar că mântuirea este doar în baza jerfei. Și în baza promisiunii că va veni Sămânța femeii care v v-a zdrobi capul lui. Și spune în continuare, acest lucru cum s-a realizat? A fost realizat prin intermediul acelor promisiuni, simboluri și jefe. Dacă s-a fost în această adunare că s-a predicat Cartea evrei, Cred că nu mai aveți niciun dubiu că așa s-a întâmplat în Vechiul Testament. Da? Cartea evrei abundă, oriunde storci, curge informații despre lucrul ăsta. Că în Vechiul Testament oamenii erau mântuiți, tot prin Domnul Isus Hristos, prezentat cum? În formă de promisiuni, de simboluri și de gherfe. Ei nu erau mântuiți în niciun alt mod, da? El, da? Care a fost revelat și reprezentat ca și sămânța femei care va zdrobi capul șarpelui. Și cam el o junghea de la întemerea lumii, întrucât el este același, ieri, azi și în veci. Într-un fel, dragi prieteni, vreau să, dragi frați și sturi, vreau să vă dau numai așa o sămânță dintr-o idee pe care uh, am procesat-o de-a lungul timpului. Uh, tot s-a vorbit foarte mult de neomarxism. Este un fel de neomarxism din Adică, soteriologic Neomarxismul Neomar economic, da, vorbește despre un fel de uniformizare uh, a capitalului economic în societate. Marxismul uh, cultural, sexual de astăzi înseamnă să dai fiecare orientări sexuale imaginate de om, el poate și imaginează ce orientare sexuală vrea el, să i dai aceleași drepturi, aceleași libertăți, da? Bun. Uh, să aibă copii, să se căsătorească și așa mai departe. Uh, și este un fel de marxism ăsta de gândire marxistă și în creștinism aplicată la mântuire. Domnul, nu-i cinstit ca ăștia săraci, ăștia săraci de ce? Din cauza că un mare opresor nu le-a dat ceea ce trebuia să le dea ca să o ducă și ei bine, ca restul oamenilor, da? Și cam așa gândesc oamenii mântuiți. Domnule, nu-i cinstit ca ăștia care au trăit înainte de Hristos să nu fie mântuiți. Așa că facem o mântuire fără Hristos. Nu-i cinstit nici măcar ăștia care trăiesc acum și n-au de Domnul Isus Hristos, cum sunt 2,8 miliarde de oameni, nu-i cinstit ca să nu fie mântuiți. Că ce să-i vinovați că s-au născut în păcat? Și ce să-i vinovați că nu au avut mântuirea până la ei? Așa că Dumnezeu e obligat într-un fel. Dacă tot le-a dat natura păcătoasă a lui Adam și tot o imputa vinovăția asupra lui, cumva Dumnezeu să rezolve problema. Ok, nu au auzit de Hristos, singura cale de mântuire. Ce facem cu ei? Păi o să fie mântuiți altfel decât prin credința în Domnul Isus Hristos, deodată ce nu au auzit de el. Că nu-i cisit. Asta auzi pretutindeni. Dacă stai de vorbă cu. Dacă mă sunt mântuiți oamenii. A, păi, dar nu e drept din partea lui Dumnezeu. Nu, cu siguranță Dumnezeu. Și oamenii ce să răsfăiască Biblia pentru că mintea lor funcționează cu niște concepte. Eu cred în toată inima că exact ăsta e un concept marxist pe care l-au importat în doctrina mântuirii. Nu îl găsești în Biblie. Nu găsești niciun verset în Biblie. Și sunt păstori care cred lucrul ăsta și afirmă lucrul ăsta și predică lucrul ăsta. Pentru că dacă luăm din lume conceptul de dreptate și îl aplicăm asupra lui Dumnezeu, da, Dumnezeu este un mare opresor care ne-a dat fără voia noastră o natură păcătoasă. Și acum cumva trebuie să se scoată. Trebuie să ne dea jertfa Domnului Iisus pentru toți. Dacă El ne-o da natura păcătoasă la toți și dacă unii n-au de la Hristos, trebuie să le dea altă șansă de mântuire, că altfel nu-i cinstit, nu-i drept. Biblia nu spune așa ceva. Dacă Când importi din lume conceptele lumești de dreptate, de dragoste și așa mai departe, ar transforma mântuirea în cu totul altceva. Biblia spune foarte clar, oamenii aceștia sunt mântuiți în baza jertfei Domnului Isus Hristos și trebuie să-L cunoască pe Domnul Isus măcar prin simbolurile, jertfele și promisiunii care erau în Vechiul Testament. Restul nu sunt mântuiți. Restul nu sunt mântuiți. Și reacția credincioșilor față de o asemenea doctrine este exact reacția pe care o vedem astăzi în grădina Maicii Domnului. spun: domnule, nu, căsătoria este o instituție stabilită de la creație pentru un bărbat și o femeie. Heterilor! Voi sunteți criminali! Voi ne-ați ucis de iară! Ne-ați pasar de pe rug oamenii! Voi vreți să întoarceți România, nu știu pe unde, acum 2000 de ani! Distrugătorilor, nenorociților! Exact aceleași tipuri de reacții, numai că pocăiții au uh, înjurături de prin psalmi, psalmi de imprecație. Bun. Sub punctul 7. În această lucrare de mijlocire, Domnul Isus Hristos a acționat conform cu ambele naturi ale sale. Da? Deci lucrarea mântuirii a avut nevoie de ambele naturi. Să vâșim ceea ce a fost potrivit pentru fiecare din ele. Totuși, datorită unității acestor naturi în persoana sa, uneori în Sfânta Scriptură, ceea ce este potrivit pentru una dintre naturi este atribuit persoanei indicată de cealaltă natură. Ce spune? De fapt, dacă Biblia ți-ar spune Dumnezeu a dormit, pentru că Dumnezeu nu are cum să doarmă. Pentru că în ce spune mărturisirea, pentru că Biblia nu spune Dumnezeu a dormit. Am dat un exemplu. Pentru că în persoana Domnului Isus cele naturi au fost prezente, poți să vorbești despre o caracteristică a naturii omenești, numim pe Domnul Isus Hristos după aspectul său divin. Înțelegeți? De asta găsești pe Domnul Isus Hristos descris ca Dumnezeu și apoi despre lucrarea ispășirii. Pentru Dumnezeu nu poate să moară. Dar el a avut două naturi și tu trebuie să înțelegi atunci când citești că el este Dumnezeu, dar a întrupat în carne și oase. Da? Și în carne și oase el a putut să plângă, să doarmă, să fie obosit și așa mai departe. Dar a experimentat toate uh, lucrurile care aparțin uh, a ceea ce înseamnă să fii om, de fapt. Da? Avem apoi în subpunctul uh, sub punctul 8 aplicarea mântuirii la cei aleși. Unde spune așa. Tuturor celor pentru care Domnul Hristos a obținut răscumpărarea veșnică, Asta e, n, -ai, n -ai cum să citești mărturisirea asta să ajungi la alte concluzii despre ispășire. N-ai cum. Tuturor celor pe care Domnul Iisus a obținut răscumpărarea veșnică. Când a obținut-o? Acum 2000 de ani, da? La cruce. Pentru ei a Pentru ei a obținut o răscumpărare veșnică. El le aplică și comunică în mod eficient și sigur acest privilegiu al răscumpărării făcând mijlocire pentru aceste persoane. Vreau să observați câteva Afirmații foarte importante. Unul că există o legătură indisolubilă între uh, obținerea răscumpărării și aplicarea răscumpărării. Ele sunt două faze distincte. Da, dacă ai fost convertit acum 30 de ani, când Domnul Iisus a murit la cruce la Golgota, tu nu existai, tu nu erai mântuit. Dar El a obținut pentru tine răscumpărarea, da? Acum 30 de ani, acum 5 ani, când tu ai fost mântuit, El ți-a aplicat acea răscumpărare. S-a da. aplicat acea răscumpărare. Și mărturisirea spune și cred că Sfânta Scriptură arată foarte clar lucrul ăsta, că între obținerea răscumpărării, acum 2000 de ani la cruce, și aplicarea răscumpărării există o legătură indisolubilă. Este imposibil ca Domnul Iisus Hristos să fi cumpărat răscumpărarea pentru tine și să nu ți-o dea. Să nu ajungă la tine, da? Pentru că tu nu ai făcut semn cu mânuța că vreau să-mi dai răscumpărarea pe care ai cumpărat-o, da? Există o legătură între astea. Așadar, aplicarea răscumpărării se aplică eficient și sigur. Da, auzi ce spune. El le aplică și comunică în mod eficient. Adică se întâmplă lucrul ăla. Nicăieri în Biblie nu găsești că Dumnezeu, că El aplică răscumpărarea în mod potențial, cu condiția ca tu să accepti. El o aplică în mod eficient. Trebuie ca eu să accept? Da. Trebuie să primesc? Da. Trebuie să cred? Da. Trebuie să mă întorc la El? Da. Dar fiindcă El mi aplică în mod eficient, El produce lucrurile astea în mine. Da? El produce lucrurile astea mine. Motiv pentru care aveți în 2 pentru capitolul 1 cu versetul 1, dacă nu mă înșel, unde Pavel, Petru vorbește despre uh, credința de același preț cu a noastră prin dreptatea Domnului și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Credință care are un preț prin neprihănirea sau dreptatea Domnului și Mântuitorul nostru Isus Hristos. El mi-a cumpărat credința. Da? Deci eu sunt acum în starea de mântuit. El mi-a cumpărat mântuirea la Golgota între cumpărarea mântuirii de la Golgota și starea mea de mântuit este momentul credinței mele. Ei, El mi-a cumpărat nu doar mântuirea la Golgota, ci și credința, instrumentul prin care mi se toarne mântuirea. Pentru că eu nu puteam eu să produc instrumentul ăla ca eu să primez mântuirea. Da? De aceea lucrarea mântuirii este eficientă. Și între aceste două faze există o legătură indisolubilă. indisolubilă da? Și această realizare a răscumpărării Domnului Iisus Hristos depinde de mijlocirea Lui. Adică Domnul Iisus a murit, a cumpărat răscumpărarea pentru un grup de oameni. S-a suit la dreapta Tatălui și la momentul oportun, după hotărârea providențială a lui Dumnezeu, azi, dacă Dumnezeu a hotărât să fie mântuit, Hristos mijlocește în conformitate cu legământul în care El a primit pe omul la dar de la Tatăl și în conformitate cu planul lui Dumnezeu ca astăzi să fie mântuit, dar în conformitate cu acele două lucruri, ca acum să ți se dea mântuirea. Și ți se dă mântuirea în baza legământului veșnic prin care te-a primit ca dar, în baza planului lui Dumnezeu ca azi să fii mântuit, și în baza jertfei în care El a cumpărat la propriu mântuirea ta. El mi-vrocește pe baza acestor lucruri și mântuirea ta este produsă în mod eficient, sigur, irreversibil în, în viața ta. Da? Este o lucrare desăvârșită a mântuirii. Această lucrare se continuă în viața noastră. De Fac o paranteză, dar legată de lucrul acesta. 1 Ioan, capitolul 2, versetul 1 și 2. Copilul v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mivlocitor. El este la Tatăl mivlocitor. El este jertfă de ispășiri. Pe ce bază mivlocește el? Adică cum imaginați, Domnul Iisus, nu, să nu vă imaginați niciodată că Domnul Iisus se ploconește la picioarele Tatălui și insistă să mai mântuie, mai mântuiește, Doamne. Doamne, mai dă o șansă, Doamne. Dumnezeu spune, am cântărit, i-am dat prea multe șanse, de asta nu mă mai îndur. Nu, tatăl a făcut planul. Tatăl i-a dat fiului pe acei oameni, da? Deci mijlocirea să nu ne imaginăm în felul în care mijlocește un punct după noi când să țăbă curul de pământ în magazin ca să-i cumpărăm în o de care n are nevoie. Și pe care dai bani degeaba că după 5 minute se plictisește de ea, da? Și tată fiul spune, hai tată, hai. Deci nu este așa, da? Este o mijlocire eficientă 100%. Ce argument cu ghilimele de regulame credeți dumneavoastră care face fiul față de tată în mântuirea unui om? Ce fel de argument? Argumentul nu în felul următor. Tată, tu l-ai ales, tu mi l-ai dat, tu m-ai trimis să mor pentru el ca să fie mântuit. Deci, în conformitate cu legământul tău veșnic, cu planul tău și cu intenția și realizarea ispășirii mele, mântuiește-l pe ceea om. ce se întâmplă? Este mântuit și scos din mizere și din păcat și din moarte. Da? Este o lucrare infailibilă. Cum se întâmplă lucruri? El unește aceste persoane cu sine, aici e aplicarea, da? Unește aceste persoane cu sine prin Duhul Sfânt, da? legate de Domnul Isus prin Duhul Sfânt, legătura aceasta face ca tot ceea ce aparține Domnului Isus să fie transferat omului. Asta imaginează-ți o legătură, deși nu prea ai cum să... Unirea cu Hristos, când sunt în Hristos, când sunt unii cu Hristos prin Duhul Sfânt, tot ce aparține Tatălui este dat celor care sunt a Lui. Viața Lui, neprihănirea Lui, binecuvântările Lui, tot ce vine din cap coboară în mădularele trupului Lui, sunt date prin Duhul Sfânt. Ei sunt uniți cu El prin Duhul Sfânt, le este descoperită taina mântuirii în și prin cuvânt, da? îi determină să creadă, asta e harul irezistibil, ci să ei se supună, controlând inimile lor prin cuvântul sau și prin Duhul sau cel Sfânt. Vreau să observați, de două ori leagă cuvântul de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu, lumea, nu lucrează fără cuvânt. Nu lucrează fără cuvânt. Asta ne arată Biblia pretutindeni. Da? De asemenea, credința îi determină, să... nu este determinată de voința umană, ci de cea divină. Este foarte interesant discuțiile acestea despre libera voința omului. Sunt foarte interesante. Pentru că, deși avem apel în Vechiul Testament, cel puțin în Vechiul Testament avem apel la voința omului, nu? Alegeți. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, da? La înnoirea vechiului legământ. Uh, totuși când vine vorba despre mântuire, Biblia niciodată, nici măcar o nu spune depinde de voința ta. Nu spune. Spune pocăiește-te, crede, leapă de, de tine însuți, dar nu spune depinde de voința ta nicăieri. Ba din potrivă, în Sfânta Scriptură, ba din potrivă, în Sfânta Scriptură găsim altfel de afirmații. Uitați ce spune. Ca să vedem cu voința asta cum e. Așadar nu atârnă nici de cine Ah, că e voința lui asta. Nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Deci voința ta, zice, nu atârnă de cine vrea sau de voința ta super liberă, ultra liberă. Versetul 8. Astfel el are milă de cine? Cine e ăsta care vrea? Dumnezeu Tatăl este, da? Nu eu sunt. El este. Și pietrește pe cine vrea, tot el, da? Bun. Uh... Și continuă textul în felul acesta și descrie, versetul 21, 22, 23, că toate lucrurile acestea se nasc din voința lui Dumnezeu, nu din voința omului. Și același lucru îl, îl mărturisește această confesiune de credință. Da? Credința este determinată de Dumnezeu. Îi determină să creadă. Observați că nu spune că îi obligă să creadă. E, e, e clar că în mintea celor mai mulți oameni cuvântul determinat înseamnă obligat. Înseamnă că a forțat să creadă. Nu, Biblia nu spune nicăieri că Dumnezeu ne forțează să credem. Acum eu cred că Dumnezeu e tot puternic și infinit în înțelepciunea Lui, încât El mă poate determina să cred fără să-mi distrugă voința. El este infinit în înțelepciunea Lui încât știe ce modalități de lucru să aplice în viața mea încât eu să cred în mod infailibil pentru că El așa vrea, fără ca să-mi facă praf voința. Să mă oblige, să mă forțeze, da? El mă poate controla. Spune că nu ne determină doar să credem, ci și să ne supunem lui, să ascultăm de el. Da? Așadar, harul acesta irezistibil nu lucrează doar la începutul vieții noastre de credință, ci lucrează și după aceea, da? controlând inimile lor prin cuvântul său și prin Duhul său sfânt. Nu știu dacă dumneavoastră ați ajuns la vreun moment de disperare, de eu am ajuns eu sătul de firea mea pământească să loc, să implor pe Dumnezeu să mă oblige. Doamne, nu mă lăsa! E -s nebun, sunt Îți nenorocit, am atâția ani de pocăință, văd virusul ăsta al firii pământești atât de activ și de puternic uneori în mine și spitele din afară atât de puternic, nu mă lăsa. Doamne, nu am niciun interes pentru voința mea liberă. Și n-am nici astăzi. Nu mă interesează ca Dumnezeu să aibă niciun fel de respect pentru voința mea. Vreau ca el să lucreze cu putere, prin Duhul sunt în viața mea, să dea voință liberă cui vrea eu, mie nu-mi trebuie. Dorința mea este să fiu dus la capăt. Dorința mea este el ca el să mă determine să cred, să continui să cred și să mă supun lui și să-mi controleze inimila, inima și să ne controleze inimile prin cuvântul său și prin Duhul Sfânt. De asta e important să ne expunem cuvântul lui Dumnezeu, că nu ne va controla altfel, da? Și interesant că Scriptura spune că inima împăratului este în mâna Domnului. Ce vrea să spună? Păi spune, da, ia împăratul, nu a noastră a tuturor. Ok, și o, o duce unde vrea el. A, pe împărat, da, îl duce. Nu, ideea Scripturii este că dacă Dumnezeu are inima celor, celor mai puternici oameni de pe suprafața Pământului în mâna lui și le duce în ce direcție vrea el, cu atât mai mult unui ticălos ca mine. Cu atât mai mult, cu atât mai mult o controlează Dumnezeu, o cărmuiește și o duce în direcția dorită de el, slavă lui, în planul lui, a hotărât să ducă spre veșnicie. De asemenea, el învinge toți inamicii lor prin puterea și înțelepciunea sa minunată, utilizând metode și căi care sunt perfect consecvente cu providența sa minunată și de nepătruns. Faptul că noi nu vedem în fiecare zi cum Dumnezeu, coștile lui de înger, este în jurul nostru și ne protejează la fiecare pas când suntem pe muchie de cuții și noi habar n-avem Că nu vedem lucrurile acestea. Asta nu înseamnă că Dumnezeu în providența Lui nu angajează milioane poate de factori care sunt la lucru ca noi să nu cădem, ci să mergem până la capăt. Dacă ar, dacă ar fi ocazia aceasta, oportunitatea asta să-ți pierzi mântuirea, sigur ți-o pierdeai până astăzi. Chiar asta ai pierdut-o de vreo câteva ori. Toate acestea sunt date numai și numai prin har gratuit fără a fi prevăzută vreo condiție preliminară de orice fel pentru a fi obținute. Da? Mulți oameni sunt de acord că obținerea răscumpărării noastre este prin har. Când Isus a murit la cruce de la Golgota, Dumnezeu n-a condiționat. Nu exista, nu avea cum să o condiționează. Dar că aplicarea mântuirii depinde de anumite condiții preliminare. Da? Depinde. Depinde de, de... una sau alta. Alții spun, aplicarea mântuirii nu la început. Hai că la început ești de acord, ești deci mântuit prin credință și prin har. Dar după aceea, aplicarea mântuirii în continuare, pe parcursul vieții, și se face în funcție de faptele tale. Dumnezeu ne spune că lucrul acesta este prin har, har nemărginit, har nemărginit. Această slujire de mijlocitor între Dumnezeu și om aparține exclusiv Domnului Isus Hristos, care este profetul, marele preot și împăratul bisericii lui Dumnezeu. Această slujire nu poate fi transformată de el nimănui, nici în totalitate și nici în măcar în parte. Ce spune pe, pe scurt? Este un atac direct la toată teologia catolică, Ortodoxă cu privire la felul în care suntem mântuiți. Da? Noi suntem mântuiți, ei spun, prin Domnul Isus Hristos. Deci, ești mântuit prin Domnul Isus. El este mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Dar ei spun între Hristos și oameni, mai există un nivel. Deci, ei nu spun că Sfinții, Maica Domnului, sunt între Hristos și Dumnezeu. Ei nu spun asta. Ce ei spun că între Hristos și oameni sunt Sfinții, Maica Domnului, teologicatului care o o doctrină foarte foarte largă cu privire la lucrul ăsta, da? Cum harul pe care îl câștigă și meritele pe care le câștigă Sfinții cu Maica Domnului și cu persoana Domnului Iisus Hristos toate sunt puse într-un tezaur și prin vlocirea biserice prin spovedanie, prin taine din tezaurul de merite care este format din meritele Domnului Iisus, Maicii Domnului și tuturor Sfinților și martirilor ție ți este dat o anumită măsură dacă s-a aplicat harul acesta și te-ai nimerit să ajungi în purgatoriu și acolo ți se dă prin celor de pe pământ pe baza meritelor unor oameni, Sfința ce Domnului și a Domnului Iisus Hristos. Alea sunt aplicat într-o anumită măsură, mai suferi puțin și cândva, nu știm când, dacă ai fost credincios în Biserica Catolică, vei fi ridicat din purgatoriu. Diferența dintre ortodoxi și catolici pe punctul acesta este că Biserica Ortodoxă crede în anumite învățături că sunt credincioși ortodoxi care pot fi ridicați din iad am luat, îmi pare eu, nu l-am evangelizat, am luat un preot, cred că lugă preot, în Oltenia când m-am dus în Austria weekendul acesta, câțiva zeci de kilometri am călătorit cu el și l-am întrebat tot ce a trecut prin cap despre credința ortodoxă și la un moment dat mi-a spus foarte clar, zis, am întrebat frontal, vreau să știu un lucru, că să să-l las acolo la gară, stați-o să vă mai întreb ceva. Dacă un om simplu din România, care a auzit de Domnul Iisus Hristos, dar nu se ce la biserică, la spovedanii, la împărtășa, nu se duce la lucrul ăsta. Dar din toată inima lui, nu se duce la biserică ortodoxă, dar crede din toată inima lui în Domnul Iisus Hristos ca mântuitor și domn personal. Poate să fie mântuit? Și el a spus așa, nu are nici o șansă. Asta este citat, nu are nici o șansă. Și în aceeași discuție între un om care e creștin ortodox, da? Nu prea are el treabă. Știți, un om din ăsta obișnuit, că n-au oamenii timp, domnule, să meargă, să tot meargă pe la biserică și asta, dar el crede și el, e, e, e ortodox. Uh, are vreo șansă să vină mântuit? Zice, mă, dacă nu a fost credincios cum trebuie, să duce în iad, dar biserica ar ridică din iad. Dar dacă crezi numai în Domnul Isus Hristos ca mântuitor al tău personal, nu ai nicio șansă la mântuire. Pentru că nu ești membru în biserica ortodoxă. Asta e teologia. Asta este învățătura, să știți, asta este învățătura. Și acesta este un atac direct. A... Și în lucrul acesta important a stat ruptura dintre reformă cu biserica catolică. Pentru că acolo era un atac la persoana Domnului Isus Hristos, la mântuire. De aceea afirmațiile sunt foarte clare, auziți. Această slujire de mediere nu poate fi transferată de la el nimănui. Nici la Maica Domnului. Noi românii zicem bine, nu? Până la Dumnezeu te, te omoară Sfinții, te omoară că te mănâncă, te mănâncă Sfinții, te omoară Sfinții, până avem la Dumnezeu. Că la trebuie să treci și unii oameni să simt... știți care e lucrutiți cu unii oameni să simți jigniți? În momentul în care începi să discuți cu ei despre lucruri acestea, să simt jigniți. Să simt jigniți pentru că au impresia că faci un atac la doctrina lor. De fapt, noi, facem noi simplificăm lucrurile. Domnule, lasă plimbările pe coridoarele cu Sfinți, ăștia nu au niciun scop liturgic, mântuitor, răscumpărător, ci au un scop pedagogic să ne prin viața lor ce înseamnă să fii un om al credinței. Asta da. Noi simplificăm lucrurile, da? Nu te mai după coridoarele astea. Iisus este aici, mântuirea este în El, da? Este un ajutor pe care îl dai, nu este un mod de a-i jigni. Această slujire nu poate fi transferată nici în totalitate și nici măcar în parte. Nici măcar în parte. Sincer, pe mine mă, mă mie îmi produce foarte multă confuzie tipul de evangelizări în care, interesant, când oamenii vin să fie mântuiți și schemați în față, coboară unii și le dau ceva, nu știu ce, le, le împart, le pun ceva, le dau, Le de nu înțeleg acolo. Să vină să se ro să ne să roage pentru ei, dar nu se roagă cu ei ca să audă că îi... Hărmă la hărmălaie, gălăgie, muzică. El cred că li se transferă ceva, ceva să produce acolo asupra lor. Mie mi se pare, mie mi se pare că e un fel de atac asupra uh, lucrării speciale, unice a Domnului Iisus Hristos de Mijlocitor, în care el este singur. Zice, nici măcar în parte nu transferă din lucrarea lui. Dumnezeu este gelos pentru lucrarea Domnului Isus Hristos de Mijlocire. Și încheie, sub punctul 10, numărul și ordinea actelor de slujire din partea lui, a Domnului Isus, sunt esențiale și necesare. Care e numărul și ordinea? Auzi ce spune. 1. Noi avem nevoie de slujirea sa profetică, datorită ignoranței noastre, într-un mod foarte. Românesc, un profesor la noi de la facultate, la master, ne spunea, fără Hristos suntem proști grămadă. Și așa suntem. Fără Hristos suntem proști grămadă. Datorită ignoranței noastre, aici spune mai frumos, suntem ignoranți, nu? Frate, ești ignorant. Soră, ești ignorant. Suntem ignoranți, suntem orbi fără El. De aceea avem nevoie de slujirea sa profetică. Eu cred în continuarea slujbei de profet a Domnului Isus Hristos. Nu? Noi credem. Fratele Marius Cruceru cred că spunea, el, să ducem fiecare zi la profet. Vie care zi sunt se duce la proroc. Duci, nu? Avem proroci, avem temelia, avem nu doar pe marele proroc care este Domnul Isus Hristos, călăuzitorul nostru, da? Ci ne ducem și dat toți profeții care au fost aleși de el și care au revelat de plin, de și voia lui Dumnezeu. Frate, și noi credem în proroci, da? Frate, credem în proroci, cum să nu credem în proroci? Eu, dacă citim Biblia, înseamnă că credem în proroci. Asta e o blasfemie să spui că nu credem în proroc. Înseamnă că trebuie să fii credincios a Vechiului Testament. Nici asta nu ai putea să fii, și acolo au scris prorocii și au revelat. De asemenea, datorită depărtării noastre de Dumnezeu și a imperfecțiunii celor mai bune, celor mai bine făcute fapte ale noastre, avem nevoie de slujirea sa preoțească, adică fiindcă suntem vinovați în faptă. Cele mai bune fapte ale noastre, spune, sunt imperfecte. De aceea ele trebuie ispășite de Domnul Iisus Hristos și avem nevoie nu doar de slujirea sa profetică, că suntem ignoranți, și fiindcă suntem imorali, avem nevoie de slujirea sa preoțească pentru a fi reconciliați și a fi prezentați ca acceptați înaintea lui Dumnezeu. Și trei, avem nevoie nu doar de el ca profet, ca preot, ci și ca rege, ca monarh. Din cauza împotrivirii noastre și a inabilității totale de a ne întoarce prin noi înșine la Dumnezeu și pentru că avem nevoie să fim salvați și păstrați, apărați de dușmani spiritual, avem nevoie de slujirea lui de rege, de monarh, de domn, nu? Spunem noi, domn și mântuitor, da, domn și mântuitor. Avem nevoie de slujirea lui de rege care ne convinge dar el în acțiune, regele în acțiune, ne convinge, ne atrage, ne supune, ne conduce, ne susține, ne eliberează și ne păstrează pentru împărăția lui cerească. Mărturisirea spune la articolul acesta că numărul și ordinea acestor acte de slujire din partea lui sunt esențiale și necesare. Noi nu credem că Domnul Isus Hristos a făcut acum 2000 de ani lucrarea de ispășire și totul s-a încheiat acolo. Noi credem că Isus este activ acum în Biserica Sa în viața tuturor credincioșilor. Pentru ca prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu și prin toate metodele Harului, El să stârpească ignoranța de care ne facem vinovați, să stârpească din noi și să curățească din noi în mod continuu, pe baza jertfele sale desăvârșite, faptele noastre păcătoase și să ne conducă spre împărăția lui Cerească. Da? Mântuirea este doar prin acest Hristos. acest articol este un articol foarte, 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 foarte bogat, dar reușește, cred eu, să schițeze extraordinar de frumos prin cuvinte. Am senzația că după ce citesc din mărturisire și încep să explic că nu mă stric expresiile frumoase pe care le-au ales oamenii aceiași prin care au prezentat într-un mod deosebit, deosebit lucrarea răscumpărării în Domnul Isus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin.